Conducerea universității a făcut un memoriu la Colegiul Central al Arbitrilor, prin care a arătat câte puncte a pierdut gruparea din Bănie pe mâna arbitrilor. Mai mult, oltenii au cerut sancționarea lui Alexandru Tudor, care a greșit de fiecare dată când a arbitrat CSU. Noi suntem foarte supărați, chiar dacă multă lume s-a mirat că în România cineva poate să fie supărat și după victorie, da, noi am fost, pentru că gustul acestei victorii a fost unul amar. Nu ne putem bucura când ieșim decimați de pe teren cu niște cartonașe galbene pur și simplu inventate. Emil Sandu este conștient de situația grea din lot, dar crede că echipa sa poate învinge viitorul lui Hagi. O echipă bună, o echipă care încearcă de fiecare dată să impună ritmul de joc, o posesie foarte bună, cu o circulație a balonului foarte bună, dar și noi avem aturile noastre. Știm că ne așteaptă un joc greu, dar suntem convinși că putem să obținem un rezultat bun. Am demonstrat că dacă la un moment dat aveam probleme cu echipele care erau clasate pe locuri de play-off, dacă vă aduceți aminte că nu acumulasem foarte multe puncte cu ele, acum am demonstrat că putem să acumulăm puncte și cu echipele care sunt în fruntea clasamentului. Suntem conștienți că nu o să ne aștepte un meci ușor la ei. Și ei trec printr-o perioadă bună. De asemenea și noi suntem într-o formă bună la ora actuală și sperăm și sunt sigur că vom reuși să luăm cele 3 puncte, pentru că sunt foarte importante dacă vrem să terminăm în play-off. Nu mai putem să facem niciun pas greșit. CSU a plecat astăzi spre Constanța, unde sâmbătă va juca împotriva formației Viitorul, grupare care se află în acest moment pe locul 2 în clasamentul Ligii 1 la fotbal.